Eu văd în sală persoane care au participat la toate sesiunile de instruire în cadrul acestui program. Acest program a fost lansat încă în luna aprilie 2011, acum este luna noiembrie, deci a fost un program pentru o perioadă îndelungată și a fost un program de instruire interactivă, dacă doriți, între sesiuni. Câte o sesiune era organizată în fiecare lună, între sesiuni se oferea consultanță celor care elaborau concepte de proiect. Cu alte cuvinte, iată, astăzi suntem la 7 sesiuni. Spun acest lucru pentru cei care sunt astăzi invitați și care nu au participat la acest program de instruire. Deci este vorba, pe tot parcursul acestui program, noi am lucrat în două direcții. Am venit cu prezentări și am lucrat interactiv în cadrul atelierului privind elaborarea proiectelor din fondurile UE. Este vorba despre fondurile, despre proiectele transfrontaliere, transnaționale. De asemenea, a mers în paralel și pe ideea sau modulul de proiect al Fondului Național de Dezvoltare Regională. Deci am mers pe două direcții. Am încercat să vedem care sunt similitudinile între aceste două cereri de finanțare și care sunt diferențele. Din start am zis că Fondul Național de Dezvoltare Regională, cererea de finanțare, este elaborată în așa mod ca, chiar dacă este un pic mai simplă decât cererea de finanțare, decât modulul, decât structura, formatul proiectelor din fondurile UE, totuși ea a preluat în mare parte elementele distincte ale unei cereri de finanțare din fondurile UE.